moment. Deci, domnule, Joker vrea să-i aduc pe Batman. Este adevărat? Da. Este adevărat, domnule. Gata, mă, băieți. Domnule, batem palma, domnule, pentru 300.000 de dolari. Batem, domnule. Pentru că Batman este un om periculos. Și va fi un contract greu. Dar va fi un contract în care Hitman îl prinde pe Batman pentru Joker. Bine-am dat, domnule. Domnule, am primit banii. Sunteți foarte generos, domnul Joker. Sunteți foarte generos. Chiar în acest moment am să mă duc în acest oraș și am să-l caut pe Batman și am să vi-l aduc aici cu orice preț. Orice preț. Dar înainte de asta, se pare că avem companie. Băi, țiganule, te-am văzut, unde ești? Stai pe loc, că te împușc, stai pe loc! Băi, te împușc! Băi, te împușc, stai pe loc, am zis! În genunchi, pune-te în genunchi! V-am zis eu că e brunet, ia uitați-vă la fața lui! Cine e ăsta, domnule, cunoașteți? E cel care a umblat la mașina mea. Așa faci, mă? Eu zic că puteți să vă jucați până vin cu el. Domnule, am probleme psihice. Am probleme psihice, am înțeles. Ia, domnule. Batman îl prinde pe Joker chiar în acest moment. O veni la fura, da, mă, o veni la fura, că fura mai înainte din mașină. Joker vs. Batman. Hai să-l prinde pe Batman, băieți. Vă rog frumos să apăsați butonul ăla de like și de subscribe pentru acest contract în care Hitman se bagă între Joker și Batman și să vedem ce o să iasă, înțelegeți? Dar e musai să apăsați butonul de like și butonul de subscribe dacă vă place GTA-ul și roleplay și nebunii. Stai, mă! L-avem deja apăsat! Yo! Yo, 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 yo! Atenție! Garda e în spatele tău! Urcă în mașină să fui... Se pare că domnul Batman este în FBI aici, a băgat. Cum reușesc eu să-l scot de aici? Asta este întrebarea. Asta este problema. Cum reușim să-l scoatem de aici, băieți? Am nevoie de ajutorul vostru, de ajutorul tău am nevoie. Cum fac să-l scot pe Batman de aici? Că dacă mă duc sus peste, iar mă iau aia de la FBI. Ce cauți aici, domne? Iar m-am pișat pe mine, iar îmi trebuie la baie. Aolo, ce se întâmplă aici? Nu știu, domnul, a căzut pe jos pe aici. Dumneavoastră, ce faceți aici? Domnul, mi s-a spus că aici îl găsesc pe Batman, domnul, să-l caut pe Batman. Auziți cum bate vântul acolo, sus e Batman? Unde e Batman, domnule? Batman! Ajută-mă, Batman! Am nevoie de ajutorul tău, Batman! Batman, ajută-mă! Domnul, l-ați văzut cumva pe Batman? Haideți, domnule, după mine că e aici. Batman, ajută-mă, Batman, unde ești? Aici, aici, aici. Aici e Batman, unde ești? Jos, 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 jos. Batman! Batman, unde ești, domnule, Batman? Jos, domnule. Unde ești jos, domnule? Batman, unde ești? Domnule, cine mă caută? Cine mă caută, domnule? Batman! Auzi, domnule, Iisus. E sus, domnule. Domnul, nu e aici cumva Batman? Batman! Aolo, unde suntem aici, domnule? Aolo. Aolo, domnule, ce se întâmplă? Unde suntem aici, domnule? A fost domnule, cu tremur Batman aici. Și-o creat aici. Nu, aici este casa lui Batman, domnule. Aici stă Batman, am înțeles, domnule, și pe aici intră el cu nava spațială. Da, 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 da. Haideți sus, domnule, că este sus Batman. Haide sus. Ați văzut că o dat semnalul pe cer. Ia uitați pe cer. Ia să văd. Uitați-vă pe cer. Ce frumos se vede, domnule. Haideți să vorbim repede cu el, că vreau să-l găsesc.
Haideți, domnule. Haideți să faceți o poză cu el. Trebuie să duc la niște copii, că l-au chemat niște copii pe Batman. Au nevoie de el. Se duc la grădiniță? Da. Câți ani face Batman? Batman, copiii. Nu știu câți ani face Batman, cred că are 40 de ani încolo, că e bătrân acum. Copiii, domnule, copiii. Sunt mici. Sunt 7-8 ani. Mici, da. E mici. Are party Batman. Domnul Batman. Ah, Batman. Domnul Batman. Spuneți, domnule, spuneți. Deci am aici o înregistrare pe telefon, stați să vă pun să auziți. Bine, domnule. Batman! Ajută-mă, Batman! Ajută-mă! Batman! Aolo, domnule, cine are nevoie de ajutor? Ajută-mă, Batman! Am nevoie de ajutor, sunt un copil, Batman, ajută-mă! Hai, domnule, să mergem după copil. Păi asta zic și eu, domnul Batman. Haideți să... Stați un pic, domnul. Haideți. Domnul Batman. Am mașina aici, domnul Batman. Sunt cu mașina mea, domnul Batman. E foarte rapidă. Veniți cu ea, domnul. Vă rog frumos. Sigur, domnule, sigur. Haideți să urcăm. E închisă, domnule. Batman, să ai grijă, Batman. O să am. Nu îi sperii că eu sunt un om bun. Domnul, să aveți grijă, domnul Batman. Poftiți, domnule. Să aveți grijă. O să am, domnule. Orice pentru copii. Deci, domnul, deci... Uitați-vă aici, în dreapta, pe pod, domnule. Uitați-vă un pic pe pod, domnul Batman. Veniți un pic să vă arăt. Așa. Veniți un pic să vă arăt. Deci uitați-vă aici jos, uitați-vă aici jos. Mă uit, domnule, mă uit. Deci aici jos erau odată niște copii. Ia stai să te lei. Aole, domnule, de ce mi-ați spus că tu șede? Vino aici, Batman. Suie-te în mașină repede. Suie-te. Imediat, domnule. Niște copii au nevoie domnule, de tine. Domnule, dar cine ți-o nevastă? Ce copii, domnule, de ce mi-ați spus că tu șede? Că mergeam și singur. Liniște, vă rog frumos. Am prins pe Batman, bă, băieți. Am prins pe Batman, l-am păcălit pe Batman. Wow! Nu mai știu pe unde era, unde avea ăsta casa, unul dintre astea. Nu știu cât am mers încolo, care casă era a lui, frate? Asta, nu asta. Asta? Nu asta, frate, care casă era a lui? Care... Asta era casa. Domnule, îmi ies cornițele pe în afară. Domnule, liniște. Gata, boss. Gata, boss. Vino după mine. Ai grijă să nu calci pe iarbă, că se supără rău. Gata, domnule, nu calci. Da, aici e iarba albă, domnule, merg pe aici. Am crezut că o să fie iarbă și nu vreau să calc pe ea. Eu țin la natură. Stați acolo la perete un pic, stați acolo la perete aici. Stau, domnule, stau. Trebuie să dau un telefon. Dați, domnule, un telefon. Să nu mișca sau ceva, da? Nu mișc, domnule, nu mișc. Pot să-mi pun postura lui Batman? Care-i postura lui Batman? Dar nu pot, domnule, acum că am cătușele la mâini. Mă, cum îl chema pe ăsta, mă? Domnul Joker. Domnule, v-am sunat să văd dacă mai sunteți în viață, că Batman e foarte periculos. Domnule, sunt chiar cu el aici la casă unde ați plantat copacul ăla, sunt aici și vă aștept cu el. Domnule, aoleu. Puteți să veniți cu el la podul, acolo, la podul morții? Vin, domnule, vin. Acolo de unde aruncați dumneavoastră în apă. Haideți că vin acolo. Unde l-ați adus și pe domnul Dragoș. Am înțeles. Vin acolo. Închideți dumneavoastră. Vă aștept. Ok, ok. Mulțumesc mult. Mă scuzați, domnule, pentru deranj.
Îl ducem la ponton, băieți. La ponton. Dar nu vreau să închide. Domnul Batman, vreau să mă urmăriți. Batman! Batman, vină după mine! Batman! Batman, vină după mine, Batman. Hai că te iau eu în brațe, mergem mai repede. Domnule. Vedeți iarba, iarba, iarba. Nu mai contează, că nu mai e nimic. Aoleu, domnule. Am iar s-a închis mașina asta. S-a deschis portiera, domnule, stați închis, gata. Cum o închideți, domnule, dacă... Din ochi, din... Cu ochii, domnule, nu știți că Batman are super puteri? Îl știți pe Superman? Am auzit de el. Nu l-am cunoscut. Domnule, mi-a împrumutat puterea lui cu ochii. Știți că are laser prin ochi el. Da, dar la taie nu... Nu trage ușa. Domnule, a făcut el cumva și să tragă acum, ca un magnet. Nu știu cum a făcut el, doar e Superman. Domnul Batman. Nu îi se spune degeaba Superman. Vă rog frumos să vă potoliți cu adresările astea de cuvinte jignitoare la alte persoane de supranaturale. Domnule, dar n-am jignit pe nimeni, domnule. Am vorbit doar despre prietenul meu, Superman. Păi da, dar mai înainte făceați glume că sunt unii supereroi care au chiloții peste pantaloni și d-astea. Nu, domnule, nu. Băi, mergem să-l predăm pe Batman lui Joker. Nu știu dacă voi realizați treaba asta, că tot timpul a fost o ceartă între Batman și Joker, dar Hitman tocmai l-a capturat pe Batman pentru Joker. O să-l ducem acolo și o să vedem cam ce se poate întâmpla între ei, care e discuția lor. Bă, te-am prins, fraiere, sau... Aolo, domnule! Țineți-vă bine că nu s-a întâmplat nimic, să aveți centura pusă, să nu vă pierd pe drum. Aie, domnule, acolo, e. Aoleu, era să pierd controlul mașinii. Cam distrus, domnule, mașina. Ați cam pierdut mai devreme. Nu, no, domnule, atunci a fost doar o iluzie optică. Am înțeles. Sunteți iluzionist, domnule, sau cum se mai spune? Da, nu știți vorba aia, nu trei iluzii să nu treci deziluzii. Sau nu scrie iluzii să nu trăiești deziluzii. Ok. La ponton. Mergem, facem plajă, domnule. Haideți, veniți încoace. Trebuie să mă dezbrac și eu, domnule, că dacă facem plajă, că nu vedeți cum sunt îmbrăcat cu pelerină, cu de-astea. Domnul, văd pe cineva în depărtare încolo. Cine e acolo? Vedeți pe cineva acolo? Da, domnule, uite, acum nu-l mai văd. Ia uite, acum iar-l văd. Domnul, deja aveți iluzii. Tot ce-i posibil, domnule. Coșul de gunoi, Paul. Ușurel, Batman, ușurel. Merg destul de încet, domnule. Spuneți, domnule, cum este viața de supererou? Batman. Spuneți, domnule, spuneți. Ai făcut mai mult bine decât rău. Domnule, știți că am făcut mai mult bine. Ia uși ce zice domnul Batman.
Domnul Batman, care este cel mai mare dușman al dumneavoastră? Domnule, eu nu prea am dușman, domnule. De fapt, un Joker, domnule, un Joker, ăla, Jokerul ăla mă cam... Supăr așa. E cel e dușmanul? Aoleu, Joker. Prieten meu, ia vine-te-n coace. S-a întâlnit Joker cu Batman, ești nebun la cap? Tenas. Cum e, ai tu cătușele? Ia zi, cum e vremea? Vremea e foarte bună, după cum vezi. Cauza ta am pierdut o grămadă de bani. Ce bani, domnule? Elia cu ăsta. Credeți că n-am vrut să sparg o bancă, hop, ai apărut tu. Am vrut să jefuiesc cu cineva, hop, ai apărut tu. Păi am zis, domnule, vedeți, domnule, informarea aici, eu, că fac mai mult bine decât rău. Tu faci mai bine, tu strici viața la oamenii răi. Păi normal, domnule, de ce vreți să faceți, uitați, exemplu, răutăți? De exemplu, și domnul Hitman e și el un om rău. Tot ce e posibil, domnule, nu mi-a făcut nimica dumnealui, doar mi-a pus cătușul și m-a adus la tine. Dumnealui nu mi-a făcut nimic momentan. Hai, domnule, domnule, Batman nu prea stă în genunchi, nu știu cum să vă zic. Mai ales în fața Jokerului. Păi, uite că acum o să stea, hai, în genunchi. Bine, domnule. Așa, ia zi. Da, de colegul tău, Robin, ce mai știi? Cu ultima oară cine? A fost, mare femeia, de colegul tău, Robin. Care Robin, domnule? Robin Hood, cine e ăla? Colegul tău, Robin. Robin Hood? Nu, Robin Hood. Dar cine? Colegul ăla care l-a învățat să tragă. Nu știu, domnule, despre cine vorbiți. Eu am câteva cadre frumoase aici. Vă prefaceți că nu știți, nu? Bun, domnul. Domnule, nu mă prefac. Păi, ia uite, domnule, ce frumos. Mi-ați făcut o inimioară. Păi cât de mult vă iubesc eu. Păi știu eu. Ia zi. Dar ați făcut-o cam strâmbă, domnule. Ca tine, așa, uite. Ca dumneavoastră, așa. Păi ce pătrățele strâmbe ai. Te-ai pus armura aia ca să zici că ai pătrățele, dar nu ai. Ești gras în după armura aia. Așa e, așa e, așa e. Auzi? Te-am văzut eu atunci. Auzi, Jokere. Zi, domnul Joker, m-auziți? Te aud. Ce ardine. Făceam doar prezența, domnule, stați ne știți. Ai, le enervează. Nu îți glume, domnule, chiar făceam prezența. Aolo, domnule. Mă, cum i-a dat, hai, this is Sparta. Ia zi. Mai ești mecher acum când ai tu cătușele? Păi, din păcate, eu vreau să fiu șmecher, dar am cătușele la mâini și nu pot face nimica. Dacă nu le-aș fi avut, stăteam de vorbă altcumva, mă înțelegi? Lasă că nu o să mai stăm noi de vorbă prea mult. Păi, știu că ți-e frică. Mie e frică de tine? Nu, te-am găsit. Mereu ți-a fost. Am fost pe acest cel mai profesionist domn din oraș, să te găsească. Păi. Dacă tu nu ești profesionist, niciodată n-ai fost. Nu le... Niciodată n-ai fost pe cont propriu. Deci Jokerul cu Hitman, frate, la un loc. Dumneavoastră... Și eu sunt prezent aici la discuțiile lor. Ce să spargeți, domnule, ce ați... Pahare, farfurii, ce ați spart? A, bă, domnule. Hai, domnule, că ajunge cu vorba. Dacă zice... Dom'le, ați spus cam mult acolo. Vezi că ați tras pe lângă. Așa. Hai. Așa trebuie să moară lilecii vampiri, că altfel nu mor. Păi să nu mori, am murit, bă. Am murit. Domnule, eu cred că domnule, mi-am terminat treaba aici. Mulțumesc mult, domnule.
sunteți un om de nedeșne. O să mai apelez la dumneavoastră de fiecare dată când am nevoie. Domnule, să știți că eu am dușmanii mei cei mai mari. Sunt... Erau Batman și acei din FBI. Și încă mai sunt câteva ținte FBI, dar momentan nu sunt în oraș. Dar o să mă ocup ori singur, o să apelez iarăși la dumneavoastră. Acum că ți-ai reușit să scăpați și de Hitman, sper că nu vă aveți de gând să faceți probleme în acest oraș, pentru că roata se întoarce. Roata se întoarce, domnule. Domnule, nu știu cum să vă spun, dar totdeauna am fost cu ochii în patru. Este un oraș foarte periculos, probleme să știți. Probleme nu prea fac eu în oraș. Știu, domnule. Este un oraș periculos. Dar ușor, ușor încep să... Azi ești, mâine nu mai ești. Azi ai prieteni, mâine prietenii sunt dușmani. Și în viață. Aici aveți mare dreptate, domnule. Mai bine ca nimic, domnule, ca mine. Eu nu trăiesc pentru nimic. Eu... Mă gândeam și eu să mă dau spre lege. Dar acum nu știu, mă mai gândesc. Nici legea nu mai e ce e. E viața de Hitman, domnule. Pot să spun doar un singur lucru. Un singuratic. Îmi place ceea ce fac, recunosc. Îmi place ceea ce fac. Mie mi-ar place, domnule, dar din păcate nu cred că aș putea să fac acest lucru. Eu am fost antrenat de mic să devin. Pentru că ca Hitman te naști. Nu poți să faci un curs, o școală, n-ai cum. Ca Hitman te naști, trebuie să ai Hitman în tine. Domnule, știți care e diferența dintre noi doi? Care este diferența? Nevastră, sunteți calculat, eu sunt nebun. V-ați prins? Aici aveți dreptate. M-ați prins. Nu sunteți cu pașii înainte, eu acționez direct. Câteodată e bine așa, câteodată e rău așa. Eu cred că... Ați avut probleme, domnule, cu oamenii lui Hitman? Lui Batman, doamne, mă scuzați, domnule. Am avut un pic de probleme. Dar am reușit să-i păcălesc cu tacticile mele. Calculate, exact cum a spus și dumneavoastră. Îmi dau și seama. Am reușit să-l scot pe Batman chiar din încăperea FBI-ului, păcălându-l cu înregistrarea unui copil. Iar îi țipa, vai Batman, vin ajută-mă. Iar el, datorită faptului că, da, exact, a sărit, nu s-a mai gândit la nimic. A avut direct să-l ajute. Iubește faima, domnule, ea. Faima. E bunit după faima. Faima. Faima te omoară. Exact, asta mă gândeam și eu. Faima te omoară. Domnule, se pare că s-a făcut seară. Mă bucur că am încheiat acest contract cu dumneavoastră. Și... Eu mă bucur. Poate ne mai auzim, domnule. Poate ne mai auzim. Acum vorbim tot că abonați-vă tăți acolo la Pericol. Să facă și el o sudica cel mai șmecher acolo, Hitman de pe România, să zic așa. Mulțumesc frumos, te pup. Vă la live, bro. Salut. Băi, cam ăsta a fost, să zic așa, un episod cu Joker și Batman. Dacă v-a plăcut, puteți să rupeți butonul ăla de like, pentru că nimeni n-o să zică, niciodată n-o să zică: bă, de ce ai rupt butonul ăla de like? Nu, frate. Toată lumea o să zică, wow, e butonul rupt de like, ești nebun, ce-a fost aici, frate? Paranghelie cu gagici cu alea, știi?